Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu AC Milan. Ce o să facem noi astăzi? În primul și în primul rând avem un meci în minus. 3 puncte avans în fața lui Inter. Ne-am cam încurcat un pic așa, pe colo, pe colo. Da, deci vom face în felul următor. Jucăm cu Torino și vom juca Supercupa Italiei cu Inter. Avem niște polițe de plătit în campionat. Am pierdut 3-0, după cum se poate vedea, dar în Supercupă nu permitem înfrângerea. Trebuie să câștigăm. Este dreptul nostru să le rupem fâșul pe ei, zic, nu? Păi hai să-i dăm bătaie cu acest meci. Echipa noastră e în felul următor. Mike Maignan în poartă, El Said Hisai va fi titular, albanezul nostru cumpărat episodul trecut, dacă nu mă înșel, Fikayo Tomori, Simon Kjær, Davide Calabria, Ismael Bennacer, Sandro Tonali, Ibrahim Sangare, Rafa Leao, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Hai să-i dăm bătaie. Avem o poliță totuși de plătit și cu Torino. Dacă mă duc eu bine aminte, am pierdut 3-1 cu ei în tur. Dar de data asta vin pe San Siro. Pe San Siro nu scapi. N-ai cum. N-ai cum să scapi. O să începem tare meciul ăsta, pentru că sunt rănit în orgoliu din cauza partidei din tur. L-avem aici pe Messi, care greșește pasa, Ilicic interceptează. Sanabria, Miranciuc și Mike Maignan, o primă intervenție. Isai pasează bine în centru la Bennacer. Bennacer îl vede pe Calabria. Calabria o pasă lungă pentru Messi, care intră în centru. Messi, 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 șut, Messi! Pe lângă poartă. Am dat cam multicel pe el, dar e ok. Dacă mai crește un punct în overall, îl vindem cu 10 milioane. Sare bine la cap acolo Sandro Tonali. Mingea ajunge la Messi. Messi îl vede pe Sangare. Rafa Leao, ce greșeală. Ce șut slab. Incredibil așa ceva. Dacă stătea drept și se lovea mingea de el, tot intra în poartă. Nu avea cum să nu. Singo, acolo în bandă, pasează înapoi, apără Maignan, bară Sanabria. Se lovește cu noroc a doua oară mingea de Mike Maignan. Calabria, o pasă lungă și bună pentru Messi. Messi, urcă Messi, centrează bine Messi. Ronaldo acolo, reia slab spre poartă. Rafa Leao pasează în centru pentru Ronaldo. Ronaldo pentru Messi. Messi întoarce un adversar. Messi, Messi, Messi! Șut! Bun, dar Vania intervine. Sangare interceptează, pasează bine în centru pentru Ronaldo. Ronaldo îl vede pe Leao, dar n-ajunge pasa până la Leao. Că n-are motoare la funduleț. Bennacer acum. Bennacer pasează bine pentru Tonali. Tonali pierde mingea acolo slab. Sanabria pasă pentru Miranciuc. Miranciuc greșește și el. Messi acum. Messi urcă bine. Messi îl vede bine acolo pe Tonali. Tonali șut. Apără Vania încă o dată.
bate Messi cornerul scurt, Rafa Leao pasează în centru pentru Ronaldo, Ronaldo șut la colțul lung și gol! 1-0 pentru AC Milan în minutul 39. Cristiano Ronaldo. Singo acolo în bandă, presat de Hisai foarte bine. Sangare, Sangare îl vede bine pe Bennacer, Bennacer pasă lungă în bandă pentru Leo. Leo întoarce un adversar sau, mă rog, încearcă să-l întoarcă. Intră în careu, pasează bine pentru Messi, Messi pe lângă poartă. Și pauză pe San Siro. Conducem pe Torino 1-0, o primă repriză destul de stabilă. Am dat și noi, au luat și ei. E bine, băieții știe fotbal. Ilicic ridică mingea pentru Singo. Acum Ronaldo îl vede bine pe Sangare, Sangare rămâne la balon, Sangare, șut, 2-0, minutul 49. Excepțional s-a demarcat acolo Sangare, a plecat acolo dintre doi, bam, direct, Ronaldo l-a văzut, l-a servit, direct, gol, 2-0. Îmi place cum joacă Sangare la nebunie. Excepțional acolo Tonali. Leo acum. Leo îl vede bine pe Sangare. Sangare urcă, Sangare șut din afara careului a lui Sangare, dar Vania. O paradă simplă pentru el. Bennacer. Bennacer pase pentru Leo, Leo pentru Sangare, Sangare, șut, încă o dată Sangare. Dar din nou simplu pentru Vania. Messi acum pentru Rafa Leo, Vania intervine încă o dată. Hai să facem 2-3-7 schimbări. O să vreau să-l bag pe Michy Batshuayi. Îl băgăm în locul lui Sangare pe De Ketelaere. În locul lui Tonali îl băgăm pe Crunici și îl băgăm în locul lui Leo pe Rebic. Pentru moment stăm bine. Hai să batem și cornerul. Bennacer acum încearcă să paseze în centru, dar Ilicic intervine. Vlasic, Singo, Singo deposedat bine de Bennacer, Bennacer urcă, pasă bună în centru pentru Batshuayi, Batshuayi întoarce un adversar, Batshuayi și la colțul lung, gol, 3-0, minutul 65, extraordinară fază făcută de Batshuayi, un șut bun. A reușit să nimerească poarta. Hai că începe să convingă și Batshuayi. Crunici acolo intervine bine. Sanabri a deposedat bine de Tomori. Batshuayi din nou acum deposedat acolo de Schurz. Sanabria pasează în bandă pentru Miranciuc. Miranciuc faultat acolo de Hisai, cred. Da, și la debut Hisai vede cartonașul galben. Stă bine acolo Simon Kjær. De Ketelaere pleacă pe un contraatac, De Ketelaere pasă bună pentru Hisai. Hisai urcă cu balonul, Hisai intră în centru deposedat, am vrut prea multe cu un fundaș.
Ilicici. Bun, Bennacer recuperează încă o minge bună. Baciuai îl vede bine acolo pe Messi. Urcă Messi excepțional. Messi, Messi, Messi pasează în centru la Rebic. 4 la 0, minutul 80. Ne dezlănțuim. Le arătăm celor de la Torino că a fost o întâmplare că au câștigat în tur. Un șut simplu pentru Rebic. Vlasic acolo greșește pasa, din nou Bennacer. Rebic pentru Baciuai. Baciuai încearcă acolo să întoarcă un adversar, dar nu reușește. Ilicic. Ilicic ridică balonul peste fundaj. Miranciuc deposedat acolo prin fault. Iată că și Ficaio Tomori vede cartonașul galben. Intră Pierre Kalulu în locul lui Simon Kjær. Cu așa ceva nu ne prindeți veci. Bennacer acolo greșește. N-am știut ce vrea să facă ăla. Hisai în fața lui Miranciuc. Hisai. Tomori. Tomori stă bine acolo. De Kettler. De Kettler faultat acolo de Ilicic. Probabil și Ilicic va vedea cartonașul galben. No, de ce să-l vadă și Ilicic? N-are rost, adică... Na. De ce s-a întâmplat asta? Da, e ok. E bine, e ok, e tot ce trebuie. Final de meci, câștigăm 4 la 0 aici pe San Siro. Iată că repriza a doua au picat fizic. N-am avut decât 1-0 la pauză. Reușim să obținem victoria. E tot ce ne interesează. Sassuolo bate pe Cremonese, Roma pe Atalanta, 3 la 0. Și n-am mai văzut ultimul rezultat. Avem ofertă de transfer pentru Simon Kjær de la Valencia. Păi cum să zic eu, mă, Valencia? Sau las? Simon Kjær nu pleacă. Avansăm aici un pic. Ajungem și în ziua meciului cu Sampdoria. O să facem câteva schimbări pentru că avem nevoie de titulari în meciul cu ăștia, cum le spunem, cu Inter. Uite. Îl băgăm pe de Kettler în locul lui Sangare. În locul lui Bennacer intră Bakayoko. În locul lui Tonali va juca Rade Krunic. Rebic va fi și el titular. Hisai e un pic obosit, va juca Baloture. Capitanul nostru Simon Kjær aparent începe să scadă în overall. Da. Îl băgăm pe Kalulu aici. Îl băgăm și pe Serginio Dest în locul lui Calabria. Și de ce nu? Hai să-l băgăm și pe Tiau în locul lui Tomori. Practic... Suntem în proporție de 99% rezerve în acest meci. O să simulăm. Suntem pe locul întâi. Avem un meci minus. Stăm bine, stăm bine. Sampdoria e printre ultimele, bănuiesc. Am văzut că are doar 13 puncte. Hai, dăm un quick sim. Vedem ce se întâmplă. 1 la 1, Selemakers scrie, dar suntem egalați la scurt timp după ce deschidem scorul și se termină 1 la 1. Nu e nicio problemă, important e că n-am pierdut, puțin e mai mult decât deloc. Mai avansăm un pic și vine momentul mult așteptat. Parte de transfer pentru Davide Calabria.
De la Inter. Eu am refuzat 81 de milioane de la Liverpool și ei vor să-l dau pe Demir ce? Bun. E momentul să pregătim echipa. Bun. Am pregătit echipa pentru meciul cu Inter. Vom juca cu Maignan, Hisai, Tomori, Pierre Kalulu, Calabria, Bennacer, Tonali, Sangare, Messi, Ronaldo și Leao. L-am ales pe Kalulu pentru că, cum ați văzut, Simon chiar a început să scadă mult și nu-mi place chestia asta. Și o să-l folosim pe Kalulu titular de acum înainte. Vedem, poate cine știe, aducem ceva. Să-i dăm bătaie. Supercupa Italiei pe Stadio Olimpic. Ăsta cred că e stadionul lui Juventus Olimpic. Nu știu. Arbitru e Leonardo San Milano. Sangare, excepțional acolo, reușește să câștige posesia, Ronaldo pleacă acum pe un contraatac. Ronaldo, 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 intră în careu, Ronaldo, gol! Minutul 6! Ronaldo înscrie pentru AC Milan. Messi sare acolo călare peste rivalul său, de data asta sunt coechipieri, probabil cei mai buni prieteni din lotul Milanului. Genial! Mkhitaryan pasează la Lukaku. Lukaku în bandă pentru Dumfries. Dumfries încearcă să centreze acolo, nu are niciun coechipier, Tomori respinge. Acum Ronaldo pierde balonul în fața lui Matteo Darmian. Dumfries. Dumfries pasează pentru Mkhitaryan, Mkhitaryan îl găsește pe Lukaku. Lukaku depozitat excelent de Fikayo Tomori. Sangare. Sangare pasează bine pentru Messi. Messi pleacă bine, Messi în bandă. Messi urcă, Messi intră în careu, Messi și s-a prelungit-o prea mult acolo. Nu contează. Câștigăm acolo posesia, dar nu pentru mult timp. Barea. Barea urcă bine, pasează în bandă la Oyarzabal. Oyarzabal pentru Lukaku. Lukaku încearcă în centru, dar Kalulu e la post. Sangare. Pleacă bine Sangare. Ronaldo îl vede bine pe Leo de vream pentru Messi că era liber și avea culoar. Nu știu, jocul ăsta e nebun câteodată. Zău dacă nu. Kimpembe. Kimpembe pasează bine pentru Lukaku. Lukaku șut de la distanță. Apără Mike Maignan. Ronaldo încearcă acolo pentru Messi, dar este blocat de Kimpembe. De Vrij. De Vrij pentru Lukaku. Lukaku acum pentru Lautaro Martinez. Lautaro încearcă să șuteze. Blochează Kalulu. Și au de poartă. Davide Calabria vede cartonașul galben. Kalulu pasează bine acolo pentru Hisai.
Isai îl vede bine pe Ronaldo, dar Ronaldo pierde mingea. Pareia pentru Lukaku. Lukaku deposedat excepțional de Kalulu. Tonali pentru Leo. Leo în centru pentru Ronaldo. Ronaldo pentru Sangare. Sangare. Sangare intră bine în centru. Sangare, un călcâi excepțional pentru Messi, dar Oyarzabal vine din spate și pauză. Pauză în Supercupa Italiei, 1-0. Ne-am mișcat destul de bine, dar a fost destul de echilibrat meciul până acum. Isai pasă în centru pentru Sangare. Sangare rămâne la balon, îl vede pe Ronaldo. Ronaldo deposedat de Stefan De Vrij. Pareia, trimite în bandă pentru Oyarzabal. Oyarzabal urcă. Oyarzabal în poziție de centrare acum, încearcă să centreze, dar Bennacer blochează foarte bine. Hai să-l băgăm un pic și pe Simon Kjær. Poate, poate, cine știe. Iată că schimbă și cei de la Inter. Hakan Calhanoglu intră în locul lui Mkhitaryan. Respingem acolo, bine, faultat acolo Tonali, dar Leonardo San Milano n-are flair-ul la el. Calabria, excelent acolo. Lautaro Martinez pentru Oyarzabal, Barea, Lautaro acum, Lautaro șutează, dar apără Mike Maignan de două ori, ce parade! Sangare, Sangare, pleacă Sangare cu un contraatac, îl vede pe Ronaldo, dar Stefan De Vrij se interpune acolo. Lukaku, Lukaku pasează în bandă pentru Dumfries, Dumfries blocat de Tomori care trimite în corner. Corner acum pentru Internaționale Milano. Iese acolo și reține simplu Mike Maignan. Leo. Leo pasă pentru Bennacer. Acum Hisai. Hisai driblează bine acolo în bandă. Hisai. Pasează pentru Ronaldo. Ronaldo greșește din nou. Kimpembe. Lautaro Martinez, Di Marco. Di Marco centrează bine acolo pentru Oyarzabal. Mă rog că n-a reușit să reia și Lukaku, că era belea. Era belea mare. Messi îl vede bine pe Ronaldo. Ronaldo încă o dată pentru Sangare. Sangare intră în careu. Sangare și este deposedat acolo. Corner. Messi acum. Messi în marginea careului. Șut la colțul lung. Peste poartă. Mateo Darmian. Darmian pasează bine pentru Barea. Barea pentru Lukaku. Lukaku. Intră în careu Lukaku. Șut Lukaku. Aproape să egaleze. Pe final, îl băgăm și pe Batshuayi în locul lui Ronaldo. Simon Kjær, Calabria. Calabria în centru pentru Tonali. Tonali îl vede bine pe Hisai. Hisai urcă, pasează pentru Sangare. Sangare îl vede acolo pe Batshuayi. Batshuayi pe Messi, șut! Și Sangare reușește să înscrie. S-a încheiat. 2-0 pentru AC Milan în Supercupă. Cred că asta a fost. Trofeul merge la Milano, dar pe San Siro, nu pe Giuseppe Meazza. Cu toate că e același, dar cine știe cunoaște. Îl schimbăm pe Sangare. Îl lăsăm să-și ia aplauzele. Excepționalul Sangare.
Baciuai acum. Baciuai din marginea careului, șut, bară Baciuai! Lautaro cu o pasă bună acolo pentru Di Marco. Di Marco se grăbește, șutează slab și final de meci. AC Milan câștigă Supercupa Italiei. Bucurie în tabăra milaneză. Iată că Tonali este capitan. Victorie! Superb! Super, super wow, cum ar zice super wow Nicolas. Într-adevăr, campioni. Din toate punctele de vedere vom fi campioni. Reușim să facem o partidă bună. Câștigăm Supercupa Italiei. Asta e ceea ce ne interesează. Să ne uităm un pic așa mare aici, să vedem ce s-a întâmplat. Suntem pe locul 1 cu 51 de puncte, avem 4 puncte avans față de locul 2. Roma și Inter la egal de puncte, 47, Juventus pe 4 cu 41, Lazio, Sassuolo, Salernitana pe 7 în fața lui Napoli și Fiorentina. Băi, ești nebun. Așa ceva? Chiar așa? Cine mai e la retrogradare? Cam ca în realitate. Cremonese, Sampdoria și Lecce. Contează, divaghează. E perfect. Ofertă de transfer pentru Ante Rebic de la Aston Villa. Vă anunț eu. Dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Aveți grijă de voi și nu uitați, până data viitoare, să fiți cu minte, nu cu minți. Pa!